Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din Lumea Plantelor. Iată că primăvara și-a intrat în dreptul și copăcii mei au înfrunzit. Unii mai mult, alții mai puțin. Cel mai întârziat dintre toți copăcii este sângerul, care abia acum dă semne că își va desface mugurii. În schimb, gutuiul japonez, porumbarul, dracila japoneză, lemnul câinesc, mesteacănul, dar și altele, au deja lăstari de câțiva centimetri. Nici arțarul american nu a stat deoparte și, după cum vedeți, are câțiva lăstari destul de mari și am decis să încep sezonul lucrărilor de vară cu acest proiect, pentru că înfrunzirea la acești puieți s-a produs într-un mod inegal, să zic. Mai exact, am vreo 2 lăstari care au furat startul și s-au dezvoltat foarte mult, umbrindu-i pe ceilalți care au apărut mai târziu. Acum voi încerca să echilibrez situația și voi tăia acești lăstari foarte lacomi pentru a da o șansă și celorlalți să se dezvolte. Anul trecut, în luna noiembrie, când i-am replantat, am făcut și o tăiere a crenguțelor și vă spuneam eu că aștept ca anul acesta să ramifice mai mult, pentru că anul trecut au crescut doar câteva nuiele. În linii mari sunt mulțumit de felul în care a pornit în vegetație anul acesta. După cum vedeți, în cazul primului copăcel, cel din partea dreaptă, au apărut lăstari noi și acolo unde nu mă așteptam. În schimb, al doilea, cel din mijloc, a dat un singur lăstar, deși mugurii a avut câte 2 la fiecare dintre cele 2 crenguțe pe care le-am tăiat toamna trecută și vă spuneam că aștept să dea câte 2 lăstari de sub fiecare tăietură. Din păcate a crescut un singur lăstar pe care l-am și scurtat. Ăsta este, l-am și scurtat deja, cu speranța că asta va da un impuls de energie celorlalți muguri și se vor desface și vor crește noi lăstari. Toamna trecută am legat 2 dintre crenguțe cu sârmă pentru a corecta poziția de creștere. De teamă că sârma se va încastra în scoarța crenguților, m-am grăbit și am scos sârma în momentul când am văzut că apar primele frunzulițe. Din păcate, crenguțele au revenit la vechea poziție. Data viitoare, când le mai leg, voi aștepta mai mult înainte de a scoate sârmele. În fine, acum nu am foarte multe de făcut, așa că voi trece la tăierea lăstarilor lacomi, care au crescut deja destul de mult și cine știe, poate că asta va duce și la apariția unor noi ramificații. Bun, să încep lucrul. În primul rând, voi tăia cel mai mare lăstar și care a și pornit primul. Ce nu-mi place la arțarul american, pe lângă faptul că are frunzele foarte mari, are și niște distanțe internodale foarte mari. Și asta mă va obliga să încerc să fac din proiectul ăsta un bonsai de talie mare, presupun. Următorul lăstar pe care îl tai, sper ca de la primele frunze de aici, de unde am tăiat, să apară ramificații noi chiar în timpul sezonului ăsta. Aici mai am un mic lăstar, pe ăsta îl voi lăsa. Are 2 perechi de frunze și încă un mugur în vârf. Îl las să se dezvolte în continuare, mai ales că este în partea de sus a crenguței. Mai departe, tai și aici. Am deja primele frunzulițe îngălbenite și pică. Aici am lăstar destul de firavi, îi las. Ăsta ar mai merge tăiat. Și aici trebuie să tai. Va trebui să corectez, au crescut după lumină spre în față. Va trebui să-i corectez la toamnă. Acum îi las să crească, oricum sunt foarte sensibil și risc să îi rup, dar cred că lăstarul ăsta îl tai și mai mult. Bun, acum aștept să dea lăstar și de la acești muguri de aici. Mugurii sunt acolo, dar încă nu s-au deschis. Sper că până la toamnă să apară niște lăstari și de aici, altfel exemplarul din mijloc are un singur lăstar și asta nu e bine deloc.
pentru că am nevoie de ramificație. În schimb, micul stejar care completează grupul a dat lăstari foarte frumos la fiecare rămurică. Timid, dar parcă totuși ceva mai viguros decât în anii trecuți. Poate că la următoarea replantare voi separa stejarul de grupul de arțari și îl voi alătura altui grup. Bun, am terminat tăierile, nu am avut foarte mult de lucru. Acum, chiar dacă în momentul de față proiectul meu de bonsai Acer Negundo crescut pe piatră nu arată prea grozav, personal sunt mulțumit de rezultatul obținut, având în vedere că în urmă cu mai mult de 5 ani, pe vremea când nu știam prea multe despre bonsai, acești puieți erau de mărimea unui chibrit. Nu am reușit să obțin o coroană bine ramificată, asta și din cauza că pisicile și câinii mi-au tot rupt crenguțile mai mulți ani la rând. Dar în schimb, cele două trunchiuri arată mai bine, s-au îngroșat și arată destul de matur. De asemenea, expunerea rădăcinilor pe piatră merge destul de bine. Bun, acum că am terminat, voi face o rotire completă ca să-l vedem mai bine. Atât pentru astăzi, am făcut așadar o toaletare sumară a lăstarilor grupului de arțari americani pentru a echilibra ritmul de creștere și a da o șansă și lăstarilor mai puțin viguroși. Vă mulțumesc pentru vizionare, toate cele bune, pe curând!